da, nutriționista zice: măi, dar tu mănânci chiar tot ce discutăm? Noi zic: băi, n-am mâncat chiar tot, pentru că nu mi-a fost foame. S-a uitat așa urât la mine odată și mi-a spus: Monica, trebuie să mănânci tot. Tu trebuie să slăbești mâncând. Zic, păi dacă nu mi-e foame, ce fac? Nu mă interesează, mănânci. Asta, asta mi se pare, mie de aia mi-e frică să încep din nou regimul ăsta, pentru că mănânc foarte mult. Adică mănânc atunci când nu mi-e foame și... Da, am senzația nervos. Că mă... Sistem nervos, nu? Sau cum? Nu, trebuie să mănânci mult când ești la regim. Ai da, mesedese. Trebuie să mănânci, Da, și cantități, și cantități asta e, da. Și trebuie să ai grijă la ce mănânci și sunt, da, într-adevăr. Nu, dar deja, să știi că deja m-am obișnuit, adică știu clar cum să mi le organizez. Dimineața știu că pot să mănânc mai multe calorii, pe la 10-11 mi-au niște migdale. Fără sau... bere, fără vin, fără... Normal. Că... Bine, de Revelion am băut și eu trei pahare cu vin, într-adevăr. Da, de Revelion. Dar uite, de exemplu, în ziua de Crăciun și mama a gătit, cum gătește în fiecare așa, an, de casă. A făcut sarmale, a făcut cârnați, a făcut tob, a făcut caltaboș, lebă, de toate, cozonaci, deci tot ce se face. Pască. Și eu am rugat-o din tot sufletelul meu să nu să-mi facă și mie o supă din rasol de vită cu legume. Și eu la prânz am băut o supă. Și am mâncat așa o bucățică de carne de vită. Supa aia transparentă așa? Da. O minune. Da, bună. O minune. Dar... Știi ce se întâmplă? Și ai lăsat cozonaci, ai lăsat... N-am avut arsuri, nu m-am balonat, nu m-a durut stomacul, m-am simțit extraordinar tu, de bine. Alexandru? Eu te recunosc. Am mâncat și tobă, am mâncat și lebăr și păi, dar cozonaci. Dar nu era să super pe mama. Tot, tot. Ce ar fi fost dar dacă uite, ar fi spălat amândoi frate? N-am ciocnit deloc. Ouă. Are să ciocnesc de Paște. Ciocnit de pahare de vin, de bere, fără. Hai noroc. Bine, Alexandru... Vrei să spun o chestie? De fapt, asta îngrașă în perioada sărbătorilor. Da. Asociem alcoolul cu mâncărurile proaste, grase și astea sunt bombe. Prietena noastră, Aniela, a zis, s-a dus la Craiova la mama ei și i-a spus: mamă, să știi că eu de azi mănânc disociat. Și mama ei s-a uitat la ea și zice: dar ce, ai nebunit? Acum de Crăciun vii tu să-mi spui mie că tu mănânci disociat? Da. Adică, acum mănânc sarmale, peste oră mănânc cârnați. Monica, la medicul care te-a operat, ai mai fost? Domnul doctor Catan, nu am mai ajuns la dânsul, trebuie neapărat să ajung. Chiar am vorbit cu dânsul înainte de sărbători și a rămas să ne vedem la sfârșitul lunii acesteia, la începutul lunii februarie, cel mai târziu. Dar mă simt foarte bine. Care, practic, ți-a dat toată viața peste cap, ți-ai anulat vacanță, totul a fost așa, hai... Pe masa de operații, erai speriată. A fost o operație grea. Uite că operația asta, la 6 luni după, pare că... 6 luni, e puțin totuși. Asta zic, da? O recuperare și uite cu tot, cu, da, cu tot, cu bravo. Bine, stai puțin, eu am intrat în acest program de nutriție, de întreținere, de sănătate, de viață bună, da? Pe 1 octombrie. Deci au trecut 6 luni de la operație. Dar tu n-ai dar avut eu în acest program, corect? Nu, pentru că nu aveam cum, era imposibil, pentru că întâi a trebuit să mă ocup de recuperarea coloanei pe care am făcut-o împreună cu doamna profesor Sidenco. Da? Și după ce am început să recuperez coloana, abia după aceea am putut să intru în acest program. De ce? Pentru că dacă aș fi intrat mai devreme, recuperarea ar fi fost de mult mai lungă durată. Pentru că automat în momentul în care slăbești, slăbești și din musculatură. Pentru că și în musculatură există grăsime, da? Și atunci se duce și aia și mușchiul se subțiază din ce în ce mai tare și trebuie să lucrezi mult mai mult. Dar important este că sunt uite bine, că mă simt învățat bine. În toată perioada asta, vezi? Da, bine, știi că mie îmi plac chestiile probleme astea. De-astea post-operatorii ai avut? N-ai avut. În ce sens? Grave. Nu în sens grav. Nu. Să te nu. Țină, să te... Un pic te ține, te doare, e normal să fie așa, mai ales că eu m-am dus și m-am operat de urgență și aveam deja pareză în momentul în care m-am operat. Știi? Dar sunt foarte bine, asta este important. Tu crizele astea le-ai mai avut? Pareză în momentul în care te-ai operat? Da. Și da. Nu era speriat doctorul când nu. Te-a urcat, nu? Nu. A zis să te rezolvăm? Da. O
Soțul meu m-a tras așa de la papiciorul și a zis, da, o să se recupereze. Mai greu, dar se recuperează. Mai greu, câte cazuri de genul ăsta vin zilnic acolo la, oh, la da, spital? Nici nu știu. Nenumărate, da. Nu știu la spital, dar pot să spun aici la clinică, unde merg în continuare și unde lucrez în continuare, că sunt foarte mulți oameni cu diverse probleme. Sunt și copii, sunt și tineri, după accidente, după... Dar vreau să spun că este o atmosferă extraordinar de frumoasă. Că se întâmplă să mai obosim, să de la vreme, să te mai doară, să te mai jeneze și strigăm unul la altul, hai, hai, că poți! Hai, hai, că corect, poți! Da, e, mai este o doamnă care este extraordinară, imortală și vorbește cu Adrian în surățelul și îi spune, Adriane, poți să-mi faci și mie ceva la ciungul ăsta? Tu dar câte, nu-i ne distrăm. Câte kilograme aveai tu când te-ai urcat pe masa de operație? Dragul meu, câte kilograme am sau câte kilograme am avut și câți bani am avut sau am în cont, asta nu, nu se spune niciodată. Doar bine, că, bine că ți-ai spus vârsta la doar televizor. Că, da, vârsta mi-o spun întotdeauna, pentru că uite-te și tu cât de frumușică da. Sunt. Mă gândeam acum că oficial ăștia de fac o grămadă de bani din operațiile astea de gastroslip, de tăiere de micșorări de stomac. Oficial te-au pierdut forever, cred. Da, sigur. Bănuiesc că ai primit și tu oferte. Da, am doamna primit Monica, oferte. Haideți că am vă primit, operăm pe banii noștri. Am primit, am primit, într-adevăr. Și? Nu, din punctul meu de vedere, pentru mine nu este, nu este ok. Iar acum e prea târziu, oricum. Acum este prea târziu și se poate slăbi și așa. Dacă vrei și dacă ai oameni în jurul tău care să te ajute, oameni de specialitate, da, iată că se poate. Iată că se poate. Vreau să spun că sunt foarte multe doamne care au venit și s-au înscris în acest program. Una dintre ele este Liliana Rusu, care a intrat în acest program.